mai mult de atât nu pot face, o să mă ispitească strugurii din stânga și merele din car. Astăzi vorbim despre comemorarea credincioșiei lui Dumnezeu ca un prim pas spre păstarea credinței, a credincioșiei noastre în El. Și tocmai asta facem astăzi. Ne uităm la tot ce este în jurul nostru și comemorăm credincioșia lui Dumnezeu, care în ciuda neascultării noastre, dragii mei, ne-a lăsat viața să curgă mai departe și ne-a umplut cămările. Binecuvântat să fie numele Lui. Când vorbim de comemorare, vorbim de aducere aminte. Nu-i bine să-ți aduci aminte de toate lucrurile. Cred că uitarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un dar este tot o binecuvântare de la El. Ne bucurăm să uităm necazurile noastre de orice fel și mulțumim lui Dumnezeu că le șterge din mintea noastră. Mă gândesc la cei patru care sunt în spital sau poate astăzi sunt duși spre casă privind în urmă la bucuria amestecată cu amărăciune la cei care au avut accidentul. Mă rog ca Dumnezeu să le șteargă din minte partea asta urâtă a experienței lor, să le lase bucuria pe care eu am văzut-o pe fața lor în jurul mesei noastre când s-au întors din coșbuc. Dragii mei, dacă sunt lucruri pe care ne bucurăm să le uităm, sunt alte lucruri pe care nu trebuie să le uităm. Și aceste lucruri sunt faptele mântuirii lui Dumnezeu. Iar în calea uitării, dacă nu ridicăm stâlp de aducere aminte, ne vom pomeni cu ele uitate și implicațiile sunt incredibile, vom vedea mai târziu. Așa se face că Dumnezeu a poruncit ca în calea faptelor mântuirii lui Israel, pe măsură ce intra în Palestina, în Canaan, în țara promisă, să ridice stâlp de aducere aminte, pietre de aducere aminte. Capitolul 4 din Iosua. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Dumnezeu a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, un bărbat din fiecare seminție, dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul în care s-au oprit preoții, 12 pietre, pe care să le duceți cu voi, să le așezați în locul unde veți rămâne în seara aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat din fiecare seminție și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia pe umăr o piatră după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vă vor întreba copiii voștri într-o zi, ce însemnează pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când chivotul legământului a trecut Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două. Și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul. După numărul seminților copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le aduseseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel. Aveți în fața voastră o imagine în care un tată și ia copiii să-i ducă până lângă Iordan, să vadă pietrele ridicate înaintea lor. Cei din de sus, poate că trebuie să vină cu mine. Imaginați-vă că ești tu cu copilul de mână și copilul te întreabă, tată, ce însemnează pietrele acestea pentru tine? Textul ne spune, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum Domnul Dumnezeul vostru a secat și Marea Roșie înaintea voastră până ce ați trecut. Dar ascultați versetul 24, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.
Dragii mei, avem nevoie, din pricina uitării noastre, avem nevoie în viață de stâlp de aducere aminte. Comemorarea faptelor mântuirii lui Dumnezeu este esențială pentru a păstra vie credincioșia noastră. Când am pornit în cartea Iosu, am pus înaintea noastră două întrebări. Pe de o parte, am rămas uimiți de ceea ce Iosu a reușit să realizeze în generația lui. Pe de altă parte, am văzut că imediat după generația lui Iosu, așa bătrânilor care l-au cunoscut, a venit o vreme foarte urâtă. Cartea Judecătorilor ne descrie toată hidoșenia lui. Când treci și citești Cartea Judecătorilor, ai impresia că n-a existat Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, n-a existat Egiptul, izbăvirea din Egipt, n-a existat absolut nimica când citești Cartea Judecătorilor. Și de aceea ne-am pus a doua întrebare. Care sunt rădăcinile tragediei din Cartea Judecătorilor? Citesc din Judecător, capitolul 2, versetele 7 și de la 10, câteva versete mai departe. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrările pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Tot neamul acela de oameni, versetul 10, a fost adăugat la părinților și s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, au slujit Baalilor, au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului. Au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii popoarelor, în mijlocul cărora se locuiau și s-au închinat înaintea lor. Și s-au închinat înaintea lor. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteelor. Una din întrebările care le-am mai pus între noi este legată de această tranziție de la o generație la alta. O generație este și ascultă de Domnul, copiilor întorc spatele Domnului. Și am pus o întrebare. Cum se poate ca de la o generație la alta să piară cunoașterea de Dumnezeu, să se uite actele, faptele mântuirii lui Dumnezeu, tot ce a făcut Dumnezeu pentru părinți? Există o singură explicație, după părerea mea. Neglijarea semnelor sau pietrelor de aducere aminte. Neglijarea semnelor sau pietrelor de aducere aminte. Ascultați, vă rog, cum tălmăcește Iosua semnul sau înțelesul pietrelor de la Gilgal. Când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, ce însemnează pietrele acestea? Când vor întreba copiii voștri într-o zi? Trebuie să existe o zi în care copilul să pună întrebări. Scriptura nu spune dacă vor întreba copiii voștri pe părinții lor, ci când vor întreba copiii voștri pe părinții lor într-o zi. Spuneți-mi, nu era și nu este datoria părintelui să creeze copilului ocazia în care el să pună întrebări? Ce ar fi putut oare împiedica pe părinții respectivi ca să nu-și facă timp pentru copiilor, să nu-i ducă la Gilgal, să nu viziteze ruinele Ierihonului, să nu urce muntele Ebal, să nu meargă până la stejarul din Sihem? Dragii mei, lucrurile nu sunt greu de explicat. Imaginați-vă ce s-a întâmplat cu noi după 1989, cei care am trăit și în cealaltă parte a graniței. În momentul în care s-au deschis lucrurile, a venit libertatea, am putut călători. Am simțit cum biciul cade pe spatele nostru și începem să alergăm din ce în ce mai mult, să avem din ce în ce mai puțin timp pentru sufletele noastre și pentru sufletele copiilor noștri. Nu s-a schimbat nimic de când e lumea în acest domeniu. Tactica diavolului a rămas aceeași, mijloacele lui sunt diferite. Dați-le mult de lucru să n-aibă vreme să umble după nealuci. Când vor întreba copiii voștri să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului, când a trecut chivotul legământului, pentru ca toate popoarele să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Interesant, vii și ți-aduci aminte și se umple inima de frică, să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Care dintre voi simțiți frica când vă uitați la carul acesta încărcat cu bunătăți? Întrebarea este, de ce se termină așa povestea în Iosua? Dragii mei, mâna Domnului nostru sau a Dumnezeului nostru este puternică
și în mântuire și în pedeapsă. V-aș duce repede până la sfârșitul cărții și aș citi trei versete pe care Iosua le spune poporul înainte ca el să moară. Capitolul 23, versetele 14 la 15. Recunoașteți dar în inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit. Nici unul n-a rămas neîmplinit. Versetul 15. Și după cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa, Domnul va împlini toate cuvintele rele până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. După cum toate cuvintele bune s-au împlinit, tot așa și toate cuvintele rele se vor împlini asupra voastră. Trebuie să aduc al doilea stâlp de aducere aminte în discuție. Dacă primul erau pietrele ridicate la Gilgal, pe malul Iordanului, nu departe de Gilgal era Ierihonul. În capitolul 6 vom vedea cum Dumnezeu intervine, zidurile Ierihonului cad și cetatea sau poarta Canaanului se deschide pentru poporul său ca să intre în moștenire. Când coborai de oriunde spre Iordan, coborai de sus și înaintea ochilor tăi erau două semne de aducere aminte. Era un morman uriaș de pietre, erau zidurile Ierihonului dărâmate, pe care Iosua le-a blestemat și a spus oricine va încerca să le rezidească, să o facă cu prețul vieții celui întâi născut și să-i pună porțile cu prețul celui mai tânăr fiu al lui. Și așa s-a întâmplat, citim în Cartea Împărați. Dar de lângă zidurile acestea care vorbeau despre mâna puternică a Domnului în pedeapsă, aveai și cele 12 pietre care vorbeau despre mâna lui puternică în mântuire. Dacă vă uitați la imagine, aș reciti un text din Deuteronom, pe care Moise cu limbă de moarte l-a lăsat pentru copiii lui Israel. Capitolul 30, versetele 19 și 20. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața, Gilgalul și moartea, Ierihonul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea să intri în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți întotdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Când mă gândesc la textul acesta, un principiu devine extrem de clar, mai ales când îl privesc în lumina istoriei care a urmat. Dacă nu ne facem timp, dacă nu-ți faci timp pentru copiii tăi, îi vei pregăti pentru blestem, nu pentru binecuvântare, chiar dacă în fiecare toamnă le-ai încărca carul cu bunătăți. Chiar dacă în frigiderul tău este loc și ca să ia ei să ducă acasă. Chiar dacă le pui la dispoziție mașini și bani și școală și orice în lumea aceasta. Orice în lumea aceasta. Dragii mei, pentru ca copiii noștri să-L cunoască pe Domnul, să teamă de Domnul, noi, părinții, cred că trebuie să-i luăm de mână de mici și să îi ducem la stâlpii de aducere aminte pe care Dumnezeu ne-a obligat să-i comemorăm sau în fața cărora să comemorăm actele mântuirii Lui. Dar aș lua și al treilea semn de aducere aminte, Cartea Legii de pe muntele Ebal. Priviți pentru o clipă cu mine cum e structurată Cartea Iosua. Are trei părți mari și o concluzie destul de voluminoasă. Prima parte, primele 8 capitole, sunt pregătirile pentru cucerirea țării. Apoi urmează cucerirea țării și împărțirea țării între cele 12 seminții. Primele 8 capitole sunt extrem de importante. Scopul lor este să-i ajute pe israeliți să se teamă de Domnul și prin ascultarea credinței să declanșeze, să activeze puterea lui Dumnezeu în favoarea lor, în ajutorul lor, în cucerirea țării. Nu uitați, ei intrau într-o țară foarte bine înarmată, mult mai avansată din toate punctele de vedere decât cei care au crescut în pustie și au trăit în pustie. Cu alte cuvinte, forța dușmanului nu se compara cu
forța lor, cu puterea lor. Dacă Dumnezeu n-ar fi luptat de partea lor, n-ar fi avut absolut nicio șansă, dragii mei, să cucerească țara. Era important ca inima lor să se pregătească, să se umple de teama de Domnul, ca prin ascultarea credinței să cheme de partea lor ajutorul lui Dumnezeu. Aș vrea să priviți cu mine următoarea imagine în care aveți structura cărții primelor 8 capitole. Capitolul 1 și capitolul 8 sunt cartea legii. Observați, sunt paralele. Este un hiasm care te conduce spre un punct central al acestor 8 capitole. În capitolul 2 o am pe curva Rahav, în capitolul 7 l-am pe Acan. În capitolul 3 se despică Iordanul, în capitolul 6 se dărâmă zidurile Ierihonului. Iar în capitolul 4 și 5 am stâlpii de aducere aminte. Trecerea Iordanului, cele 12 pietre, tăierea împrejur și cina Domnului pe care vom sărbători după masă. Observați, în centrul acestei secțiuni este dorința lui Dumnezeu de a ne ajuta să nu uităm faptele mântuirii Lui. Aveți înaintea dumneavoastră imaginea celor doi munți în ghilimele. Sunt niște delușoare pentru noi care suntem obișnuiți cu un alt relief. În stânga aveți Ebalul, în dreapta aveți Garezimul. Probabil că nu vedeți nimic ca și mine de pe ecran. Dar imaginați-vă două dealuri. Israel a urcat pe cele două povărnișuri, jumătate din seminții pe una dintre ele, cealaltă jumătate pe cealaltă dintre ele și au strigat unii către alții binecuvântările și blestemele Domnului. Versetul 30 din capitolul 8. Atunci Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe muntele Ebal, cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului. Iosua a pregătit apoi, a citit apoi toată cartea, toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele, după cum este scris în cartea legii. În Deuteronom, capitolul 11, Moise precizase ceva pentru popor. Versetul 26, iată, pune înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Dar ascultați și condițiile. Binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul dacă nu veți asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta. Și veți merge, vă veți duce după dumnezeii străini ai țării, Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Dați-mi voie să așez la oaltă cele trei semne. Muntele Ebal era clar la o înălțime mult mai mare. Iordanul, Marea Moarte, sunt la 300 și ceva de metri sub nivelul mării. Deci era o distanță uriașă. De pe Ebal, într-un fel, puteai să vezi valea Iordanului și să privești cele două semne, semnul mântuirii și al blestemului. Dar cum se leagă lucrurile acestea la oaltă? Dragii mei, semnele de aducere a minte, orice stâlp ți-ai ridica, poate fi interpretat în chip și fel. Dacă l-aș chema pe Liviu Mocanu să-l întreb cum se interpretează o lucrare de altă, ar da poate din umăr și ar sta și s-ar uita la noi zâmbind să vadă ce spunem fiecare despre ea. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori în prezența lui și asta este una din marile probleme. Când te uiți la orice fel de astfel de stâlp de aducerea de minte, tu poți avea interpretarea ta, eu pot avea interpretarea mea. Dar atunci când legea vine și luminează acei stâlp de aducerea minte, dragii mei, semnificația acelei pietre sau stâlp sau semn de aducerea minte devine foarte focalizată și foarte clară. În lumina legii, înțelegi ce s-a întâmplat la Gilgal și ce s-a întâmplat la Ierihon. Dar aș vrea să trec de la ei la noi. Uitați-vă la semnele lor de aducere aminte. Pietrele de la Gilgal, dărâmăturile Ierihonului, altarul de pe Ebal, piatra de sub stejarul din Sihem și cartea legii, care la fiecare 7 ani era citită în mijlocul întregului popor. Astea erau pietrele lor de aducere aminte. Care sunt pietrele noastre de aducere aminte? Avem una singură și aceasta este cina Domnului. Dar așa cum atunci cartea legii trebuia să lumineze Gilgalul și Ierihonul ca să le pricepi, la fel și astăzi, dacă nu așezi cina Domnului în lumina cărții legii, poți face din ea ce vrei. Corintenii, dragii mei, au făcut ceva
spre blestem, nu spre viață, din cina Domnului. Veneau la ea să se facă mai răi, nu mai buni, pentru că n-aveau lumina cărții legii care să cadă pe semnul de aducere aminte. Iosua le-a spus, când, nu dacă vor întreba copiii voștri într-o zi, ce însemnează lucrul acesta, pietrele acestea? Uitați-vă la lumina pe care legea sau cuvântul lui Dumnezeu îl aruncă asupra singurului semn de aducere aminte care ne-l-a lăsat Dumnezeu. Să le spuneți copiilor voștri. Era pe la ceasul al nouălea când Iisus a strigat cu glas tare. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, îl strigă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar alții ziceau, lasă să vedem dacă are să vină Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și trupurile sfinților care muriseră au înviat. I-au ieșit din morminte, după învierea lui au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează semnul acesta de aducere aminte, voi să le spuneți, Fiul lui Dumnezeu a trecut înaintea mea prin Iordanul morții ca să-mi croiască drum spre casă. Astfel, prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, ne spune autorul Evreilor, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Ce au toate acestea a face cu decorul nostru? Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la el, și ne dăjduiesc că într-o bună zi ne-a voie să ne înfruptăm și noi din ele, dar nu astăzi, vă rog frumos, astăzi lăsați-le acolo, avem nevoie și de seară de el. Dragii mei, avem nevoie de pietre de aducere aminte și eu cred că acesta poate fi o astfel de piatră, un astfel de semn, un astfel de moment în care celebrăm împreună credincioșia lui Dumnezeu și ne aducem aminte că în toți anii noștri, cu credincioșie ne-a dat mana sau ne-a pus pâinea pe masă. Câți dintre noi n-am putea spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprienit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Dragii mei, eu sunt martor al acestui adevăr, viața mea toată. Numai am 20 de ani, am trecut prin viață și vreau să vă spun că Dumnezeu a fost, este și va fi credincios. Dar întrebarea mea este, cum transformăm experiențele noastre în pietre de aducere aminte pentru alții. Doru a avut o idee să ia un microfon și să-l punem în fața noastră, să venim să ne spunem o experiență, o mulțumire. Cum trebuie să o spui ca să nu fie doar mulțumirea ta, experiența ta, minunea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tine, ci altul să înceapă să se bucure împreună cu tine și să-și gândească el însuși, într-un fel, experiența lui în aceeași lumină. Pentru asta, lângă cina Domnului, ar trebui și trebuie să aducem cartea legii sau Sfintele Scripturii. Lui Iosua Dumnezeu i-a spus, înainte să înceapă orice activitate, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dragii mei, o mare diferență între noi și ei și de aceea pedeapsa noastră va fi mai aspră. Noi nu trebuie să urcăm pe muntele Ebal ca să citim decalogul scrâjilat în pietre.
Noi nu trebuie să așteptăm 7 ani ca să ni se citească cartea legii, cum se întâmpla în Israel. Majoritatea nu știau citit, nu aveau acces la sulul cărții. Noi nu trebuie să așteptăm nici măcar 7 zile să venim aici și cineva să ne citească din Biblie. Avem cărțile legii pe mesele noastre, bibliotecile noastre. Întrebarea este cât le deschidem pentru noi și înaintea copiilor noștri. Dragii mei, cartea legii sau scriptura nu conține evenimente pur și simplu, ci comentariul lui Dumnezeu asupra evenimentelor. Și doar când Dumnezeu comentează un eveniment, doar atunci evenimentul respectiv devine o piatră de aducere aminte. Așadar, pe paginile scripturii, pe fiecare pagină, avem nenumărate semne de aducere aminte ale faptelor mântuirii lui Dumnezeu. De-a lungul întregului Vechi Testament, Dumnezeu a plămădit mântuirea noastră pe care ne-a dus-o în Domnul Iisus Hristos. Până și crucea, și jertfa, și învierea, și mormântul, toate le înțelegem prin prisma scripturii. Dacă vreau să-mi transform experiența într-o piatră de aducere aminte, în mod obligatoriu, trebuie să iau experiența și să o duc în spațiul Scripturii, să las Scriptura să-mi comenteze experiența și apoi acest comentariu pot să-l aduc în mijlocul fraților mei, în fața copiilor mei. Dragii mei, între mine și tine, singurul teren comun este Scriptura. Experiențele tale sunt ale tale, nu sunt ale mele. Indiferent cât de mari sunt, poți să vii să-mi spui, ieri am înviat din morți. Eu am să mă uit la tine și o să zic, Doamne ajută! Și am să rămân la fel de rece. Experiența ta este experiența mea. Dar dacă vei aduce experiența ta în lumina Scripturii, mai că te-aș crede că ai înviat din morți, dacă Scriptura te aprobă. Dar ce e foarte interesant este că acest comentariu al Scripturii la ceea ce ți s-a întâmplat devine pentru mine o sursă extraordinară de bucurie, de nădejde. Cu alte cuvinte, am să mă uit cu alți ochi spre Dumnezeu, așteptând intervenția mâinii lui puternice. Cu alte cuvinte, nu experiențele noastre sunt semnele de aducere aminte, ci comentariul Scripturii asupra experiențelor noastre. Sărbătoarea Mulțumirii este celebrarea credincioșiei lui Dumnezeu. Dragii mei, vorbind careva zi aici, am adus un bol mare, plin cu nuci. Noi avem un nuc special. A venit Ruben o dată și când le-a văzut, a zis, dă-mi și mie câteva să mi le plantez în grădină. Ia, Ruben, un sac de aici. Am avut extraordinar de multe nuci. Aproape toate goale. Superbe pe din afară, goale pe dinăuntru. Dumnezeu n-a făcut decât să închidă un pic robinetul în lunile în care aveau nevoie de apă. Eu n-am știut că le-aș fi dus cu găleata dacă aș fi avut apă și așa plătesc prea mult. Dar observați ce simplu Dumnezeu ar fi putut face să nu avem absolut nimic. Un car gol, mâncat de carii și ponosit. Și cu toate acestea, în ciuda secetei, uitați-vă, priviți dovada faptului că Dumnezeu oferă dovezile credincioșiei Lui ca să întărească, să ajute credința noastră. Uitați-vă, nu la întâmplare, amvonul este aici, ar fi fost păcat să obstrucționăm lucrarea lui Dumnezeu, binecuvântările pe care El le-a turnat peste noi. În Iosua, capitolul 3, am văzut că numai ascultarea credinței noastre activează puterea lui Dumnezeu pentru noi. Dragii mei, dacă iau un bob de strugure, știu că s-a spus că nu-i voie, și dacă nu-i de ăsta transformat genetic, probabil că are o mică sămânță în el, sau două, trei, adevărat? Imaginați-vă că în fiecare sămânță, sau dacă aș lua un măr, sau orice altceva de aici, în fiecare sămânță există o imensă putere germinatoare, putere de viață, pe care tu nu-i o poți da, eu nu-i o pot da. Iau o nucă și dacă închid ochii, văd un nuc. Cu milioane de nuci pe ele. Iau un bob de strugure și văd o întreagă vie. Iau un bob de grâu și văd un întreg lan și pâine caldă. Dar dacă la credincioșia lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu pusă în fiecare sămânță, nu se adaugă credincioșia ta, răspunsul credincioșiei tale, nu vei mânca nici pâine, nici struguri, vei muri de foame.
Ascultați ce spune psalmistul în psalmul 65, versetul 9 la 13. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și râuri dumnezeiești, și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu și iată cum îl faci să crească. Îi uzi brazdele, îi sfărâm bulgării, îi moi cu ploaia ta și îi binecuvântez răsadul. Încununez anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate. Dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi, viile se acoperă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Și cu toate acestea, dacă la imensa parte a lui Dumnezeu nu adaugi părticica pe care El ți-o cere, nu uitați cum am început cartea Iosua. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi rupte de așteptările Lui. Dacă la partea Lui pe care tu nu o poți face, nu adaugi partea ta, vei muri de foame. De aceea plugarul, spune Pavel lui Timotei, trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Doar ascultarea credinței noastre, participarea noastră cu credincioșie la planul lui Dumnezeu activează pentru noi puterea Lui. N-aș vrea să vă citesc și texte grele. În Levitic, capitolul 26 și aproape în toate cărțile lui Moise, cărțile legii, aveți nu doar binecuvântările descrise, ci și blestemele. Și aș citi doar două versete din capitolul 26. Textul spune, dacă nu mă veți asculta, nu veți împlini poruncile mele, voi frânge mândria puterii voastre. Voi face deasupra voastră cerul de fier și pământul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos. Pământul vostru nu-și va da rodurile și pomii de pe pământ nu-și vor da roadele. Dragii mei, Dumnezeu în credincioșia Lui, în ciuda așteptărilor noastre și a neascultărilor noastre, ne-a potopit cu belșugul Lui. Știți ce spune Pavel? Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pot să le iau, să le mănânc, să le calc în picioare și să uit de rolul acestei aduceri aminte, să vă temeți de Domnul. Aș vrea să închei, pentru că afară vă așteaptă o masă îmbelșugată și mulțumim tuturor celor care ați trudit pentru asta. Realmente suntem o familie mare în care fiecare mădular face ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă, dar minunea este incredibilă. În schimb, nu uitați. Comemorarea faptelor mântuirii lui Dumnezeu este esențială pentru păstrarea credinței noastre. Amin. Acum pot să-l mănâncă.